nuntă ieșită din comun în orașul Strehaia, unde nuntașii au venit la biserică cu tirul. Desfășurarea evenimentului a fost atent planificată. Socrimarii au pus în tir inclusiv canapele și fotolii, pentru ca mirii și nașii să stea cât mai confortabil. A fost petrecere cu sute de invitați în Strehaia. Doi tineri minori și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, iar părinții s-au asigurat că aceștia vor avea parte de cea mai frumoasă zi din viața lor. Surprizele s-au ținut lanț, atât pentru miri cât și pentru invitați. Momentul în care tinerii au ajuns în fața bisericii a fost unul cu adevărat neașteptat. Nuntașii și-au făcut apariția într-un tir, sau mai exact, într-o sufragerie mobilă. Nuntașii au fost însă sancționați deoarece au mers cu tirul, faptă care constituie contravenție. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că nu este vorba despre încheierea unei căsătorii propriu-zise, ci de o promisiune de căsătorie la împlinirea vârstei de 18 ani. Conducătorul autotrenului a fost sancționat contravențional conform ordonanței de urgență numărul 195/2002, cu modificările și completările ulterioare pentru nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor și al obiectelor în sau pe vehicule. În acest caz a fost făcută sesizare către poliție, care la rândul ei a cerut sprijinul de GSPC Mehedinți. Instituția de control spune că a demarat verificări în acest caz și monitorizează situația. În declarațiile scrise luate părinților celor doi minori, ei susțin că ar fi de fapt doar o petrecere și că nu urmează să locuiască împreună până la vârsta de 18 ani, urmând ca după vârsta de 18 ani să se consume efectiv căsătoria. Până atunci, ei susțin în declarații scrise că este doar o petrecere și că este doar o promisiune. Cei doi minori au fost promiși unul altuia. Vom avea în continuare situația sub atenție, o vom monitoriza, iar la primăria Strehaia vom solicita anchete sociale periodice pentru a vedea dacă declarațiile părinților minorilor se confirmă sau nu. În acest moment, legislația este una neclară, lăsând posibilitatea celor implicați în astfel de situații să scape basma curată. Ca de fiecare dată, reprezentanții de GSPC Mehedinți monitorizează în continuare situația minorilor implicați în astfel de situații.